felicitări. A fost extraordinară prezentarea. Am văzut că se poartă foarte mult sporty și așa pentru primăvară-vară. Da, am vrut un look mai relaxat să propun în primăvară-vară, pentru că e mai cald și vrei să te simți bine, să ieși afară, să... Am văzut multe materiale transparente, cu perforații, dar în același timp și multe elemente puse unele peste celelalte. Da, asta face parte din styling, pentru că prezinți piesa în sine doar în lookbook. În prezentare trebuie să fie un pic mai elaborat. Mult succes în continuare! Mulțumesc! Cum ți s-a părut prezentarea? Cu foarte multă mișcare. Păi, se mișcau, da. Nu, în sensul în care oricum îmi place că moda se duce într-o zonă foarte confortabilă. Știi, genul acela de chic, dar care îți permite să te miști. Mi-a plăcut foarte mult, având în vedere că poți o ținuta Madalinei în această seară, îți dai seama că mi-a plăcut foarte tare. Ești de acord cu tendințele pe care a încercat ea să le scoată în evidență pentru această primăvară-vară? Hai să le enumerăm un pic. Care ți s-au părut că au fost tendințe în colecția asta? Mie mi s-a părut că se poartă un pic sportish. Sportish, da, îmi place foarte mult. Albu, îmi place foarte mult. Transparențele, și transparențele îmi plac. Layerele, suprapunerile, la fel și ele. Deci, da! Înaintea ta. Mamă, ce bună e apa tonică. Apa tonică. Nu, mi-a plăcut. Adică, așa, fără tocuri, știi tu, pe stilul meu, casual, în același timp, versatilă, din toate punctele de vedere, ceea ce ne place. Prezentarea foarte bine pusă la punct, foarte omogenă, foarte bine structurată, mi-a plăcut foarte mult și felicitări Madalinei. Nu știu de ce, dar am eu impresia că porți ceva de la Madalina Dorobanțu. Da. Am văzut în prezentare. Au fi duiepa de tu și... întotdeauna mi-a plăcut, întotdeauna de când a început Madalina mi-a plăcut ceea ce a creat ea, pentru că e aparte și cu toții am văzut asta, mai ales în seara aceasta, bravo, foarte frumos. Ce părere ai avut de accesoriile purtate pe cap de manechin? Foarte cool, foarte frumoasă, munca întregii echipe de styling, foarte mișto, make-up-ul tot, foarte frumos. Ești liber, Madalina Dorobanțu.